Dar în același timp, asta presupune deschiderea unui nou proces. Deci vorbim acum cu acel de cel al Revoluției. Sigur, deci acum avem poate este, procesul comunismului de genocidul petrecut în cei 40 și ceva de ani exact, de, nu, noi de vorbim comunism. La, în acest cadru de ce s-a întâmplat în decembrie 89. Dar putem considera că momentul toate... Revoluției a fost o parte din acest... Sigur că da, momentul Revoluției este o parte din genocidul comunist, pentru că cei care trag în manifestant sunt comuniștii. Cei care țin degetul pe trăgaci permanent sunt cei care apără structurile comuniste, nu altcineva. Da. Legat de fapte contra păcii și omenirii. Pentru prima dată, parchetul militar a avut o plângere. Eu mi-aduc aminte, atunci când am depus-o, că avocatul îmi spunea, eu ți-o fac, dar nu cred că ți-o înregistrează nimeni. Sigur, am înregistrat-o până la urmă. Dar acolo este, spun eu, pentru prima dată, cineva a făcut o plângere după Revoluție în care s-au cerut să se ancheteze fapte contra păcii și omenirii. Care înseamnă? Sau printre altele. Genocid, instigare la război, distrugeri de obiective și furturi și tratamente neomenoase. Toate aceste capete de acuzare, eu vă spun că dacă domnul general Dan Voinea și echipa dânsului va duce la final, la bun sfârșit, ancheta, le va descoperi și cu certitudine vor fi puse în sarcina unor vârfuri care au coordonat în acele zile activitățile teroriste din România. Bun. Totuși asta presupune un volum imens de muncă. Ce oameni aveți la dispoziție? Cu câți oameni faceți această investigație? Deci, această anchetă, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, o facem cu un grup de criminaliști. Cât sunteți? 5, 10, 50? Deci, la ora actuală, în echipa noastră lucrează 18 oameni. Care... se duc în țară, stau de vorbă cu oameni, ridică documente. Nu se duce foarte puțin pentru asemenea investigație. Este extrem de laborioasă, se extrem de multe fapte, se extrem de multe persoane care trebuie audiate. Deopotrivă posibili vinovați, deopotrivă martori, victime. Așa este. Adică aveți, mai aveți timp, vă sunt suficienți cei 5 ani pe care mai aveți răgaz ca să închideți totuși acest dosar? Sunt suficienți. Nu o să punem problema ca să ieșim din cei 5 ani. Noi ne propusem să terminăm anul acesta. Și veți reuși? Anul ăsta s-a dus. Am ratat anul ăsta. Tocmai datorită acestor... E o cauză complexă. Nu doresc nimănui să aibă un asemenea dosar. Și mai ales dosar. Acum când toate lucrurile s-au extins față de ceea ce aveați inițial? S-au extins în bine, pentru că de-abia acum, zic eu, înțelegem, noi știm practic la ora asta ce s-a întâmplat. Chestiunea este ca să aducem argumente credibile pentru magistrații din instanță să poată să judece corect ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat atunci? Păi lucrurile... La modul general vorbind... Da, știu că nu puteți dezvălui lucruri din dosare. Pentru că nu-mi permite legea să dau, mă rog, anumite idei care sunt legate de urmărirea penală. Dar lucrurile s-au întâmplat cam așa. Oamenii au atacat atunci sediile primăriilor. Deci, este vorba de revoluționari. De revoluționari. Nemulțumirea lor a fost împotriva regimului. Împotriva lui Ceaușescu și a regimului comunist. Și ținta lor a fost să ducă la sediile primărilor să schimbe conducerea. Deci n-au fost atacate unități militare, n-au fost atacate întreprinderi. Sediile de partid. Era normal să atacă în partid. Sediile de partid erau în cadrul Consiliului Județene. Erau la un loc. Da. Unde era primăria, acolo era și... Această precizare necesară pentru că astăzi oamenii au această noțiune a diferențierii dintre secții. Când te gândești la primărie, nu identifici ca... Da. Și au intrat în primării ca anticomuniști. Așa. Acolo funcționarii primăriei cu primarul în frunte i-a așteptat, n-a plecat nimeni. Nimeni n-a fugit, nimeni n-a abandonat primăriile și consiliile județene. Așa. Și acolo, după ce au intrat, li s-a spus să nu distruge, să nu se fure, închideți ușile și li s-a dat pușca în mână să apere sediile, să apere marile întreprinderi,
Ieri chiar m-a uimit declarația unui tip de la Câmpul Lung, i-a pus să păzească râul ca să nu o trăvească cineva. Adică le-a dat o ocupație. Deci îi transformă din anticomuniști în antiteroriști în minutul următor. Practic nu mai aleargă nimeni. După... Asta în ce, cam în ce zile s-a întâmplat? După 22. Deci vorbind după 22 decembrie. Vorbind după 22, da. Pentru că a spus la un moment dat că până la 22 decembrie a fost revoluție, după 22 decembrie a fost altceva. Păi este revoluție, pentru că revoluția începe la Timișoara, în forță și cu sacrificiile care le știm, deci revoluție în toată regula, se extinde în țară, culminează cu ce se întâmplă în 21 decembrie în București, la fel cu victime, intră revoluționarii în clădirea puterii, care era clădirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, puterea anunță o nouă structură. Șeful statului abandonează puterea, toți activiștii de partid, de elita Partidului Comunist abandonează puterea, se duc revoluționarii în CCU, intră și în toate birourile acolo, practic ei preia puterea, dar în momentul ăsta se desăvârșește revoluția, pentru că această acțiune în forță a manifestanților, prin pătruderea în sediile primărilor, schimbarea primarilor, duce la formarea unui nou stat, pentru că statul după 90 nu mai e același stat ca celălalt. Da. Practic se schimbă structurile statului. O să vorbim un pic și